Salutare, salutare, prieteni. Suntem aici cu Mangea, cu bucătarul aici. Suntem la Arad. Chinuiți. Amărâți. Suntem la Arad. După Cupru. După Cupru. Dar nu mai spune ce pe acolo. E la roșu. Ce mare e orașul ăsta. Mare? E mare, da. Nu e mare, dar e mare oraș, serios. Da, tot la noi la Straia e mai șmecher, mai. Da, tu și tu Straia aia cu Arad. Bravo, Leuț. Chiar că la Straia aia tramvaiele, cu ore, știi? Tramvaiele, dați-mă, afarele. Păi numai catedrala, eu am scris. Da. Alo. Bună seara. Păi, omule, m-am zis, bună ziua, că e vlogul acum, păi, spune. Păi, ce mă întreb, ce să spună? Bună ziua să spune, nu mai știi ce să spune? Ia uitați ce avem bună aici, ziua, carne așa de berbec, macerată de 6 săptămâni, ținută la spaiți, da. De 6 săptămâni. Vezi că aici, mai înainte de a ajunge noi la Recaș, a stat asta la macerat. 6 săptămâni au ținut-o pirandele de la Recaș. Și ne-au adus-o acum, să o gătim aici. Mă, că o fi sărată și vezi că eu nu prea ne simțim bine. Mă, dacă zici aici, că o mă duc. Da, ia găleata, pune aici, că au adus-o pirandele ăștia de la Recaș. Da, aduc găleata. A venit cu tot cu carne. Tita Ucivi! S-au vizit din urmă de la mine. Uite ce avem noi aici. S-a speriat și mamă, dar aveți aici la garniță. Am pus la garniță de... Cât ai ținut, doamna mătușică, la... Asta fuc, au furat Mihala și nu vor să apară pe ei. Da, de anul ăsta apare. 6 săptămâni. Păi, fi sărată, ce-ai făcut aici? Ce-ai pus? Nu mi-a spus și nouă secretul. Cum ai, ce-ai băgat aici? Uite, mamă, ce să o lași pe asta grasă așa de grătar. Asta de grătar? Mamă, ce bună e de grătar aia. Mă, cât chiar era grasă oița asta. Păi, să spun eu ce oaie este. Ce oaie? Vrei să spun? Spune. De unde a adus-o Cruz cu albătrân? De unde a adus-o? De unde? E oaie olandeză, mă. Cine a spus? El mi-a zis, n-a vrut să zică la nimeni, să vadă dacă simți nu tu cred gustul. Da. Oaie olandeză? Olandeză, a adus-o din Olanda, omul. Oh, Doamne, să vezi ce învățăm limba olandeză de... O știu, în viața, pe asta e. Dar vezi, n-a vrut Cruscu să părască secretul, că el mănâncă da, oi olandeze. E carne diferită. E diferită, e galbenă ca făină, uite, galbenă. Grăsimea pe ea. Da, mi-ai mâncat o oaie olandeză, ai mâncat oaie de ăștia de ale noastre. Românești. Românești. Uite, olandeză e prima dată unde mâncăm și noi, să vedem ce gust, ce notă îi dăm lui Cruscu, dacă e bună, să-l anunțăm să mai aducă de acum înainte oaie de ăștia. Mamă, de-abia aștept. L-a costat ceva bani. Știi că oaia olandeză... Am pus olandeză asta aici că bate vântul, fraților. Bate vântul și am pus cutia asta. Da. Noi avem bucătărie aici afară, mai asta e. Liber. Ce vrei să faci? E bine că avem unde gâti, unde sta. Da, asigurarea, da. Bă, dar nu vine să cred. De unde o s-a dus el în Olanda, mă, de-o adus-o? Păi nu știu de unde o adus. Bă, Manja, că și unde a fost cunos cu albătrân pițu? Pituț. În Olanda de-a dus oaia asta. Este bine. Oaia olandeză. Da, de la Olanda o adus. La Olanda? Da. Da, da. Mă, mădușică, tu tot vorbești lucruri, vezi că ești în film. Să facem aici oița asta. Uite, cumpără pentru albătrână să-i facă supiță de pui, chiar e la spital.
Baba nu are voie carne de oaie. Da, nu are voie, i-a cumpărat pui de ăsta, să-i facă supă, să-i facă... Da, de ce spui de ăsta? Nu știu de el, lua bătrână oaie. Mulțumim lui Dumnezeu că-i bine. Nu știu cum să-i dăm, să-i mulțumim lui baba tânărului bine. Asta ce e, unt? Unt, da, îi prăjește puiul în unt. Să nu bagă ulei sau... Mamă, cât o să cunoște că-i oaia e cam bătrânică. Mai pun apă? Tu ce zici? Cunoaște fierbă ca lumea, nu știu eu. Ca lumea, a? Bă, leuțu, oaie olandeză, n-ai mai mică. Și să vezi cum arăta carnea galbenă, ca făina de porumb. Mă, e bucuros că a dus atâta cabru de ăsta din cupru. Da, ia uitați, cupru aici. Vedeți? Deci cupru tot ce vedeți. Trin la șe ele. Ia uitați și aici. Pa, asta arată bine, dumneavoastră! Prieteni, neamurile noastre! Șorile după noi! Ia uitați-le! Neamurile! A venit la mătușă, neamurile ale tale după tine, de la strană! Mamă, câte sunt! Uite, străieni au venit! Da! Te caută, uite, au venit după tine. Unde e telefonul meu? E înăuntru. Baterie mai e? Nu mai. Mama, adu-l în casă, nu duci în casă. Ia uitați. Bă, leuțu! Câți neamuri ne caută. Uite, bă, crezut că nu mai am neamuri, că se supărați pe mine. Ce n-am dat pe care să-l caută? Hai să-l caută. Bă, câte s-au pus acolo, rând, așa. Ia uitați, prieteni, ce a gătit maică aici. Și mătușa Marica, ia uitați. Aici un șah ai masă. Uite, ia asta șuncă de la noi, de la fumătoare, tradițională, cu pece. Am pus aici cu carne de porc, proaspătă, cum facem noi, șah ai masă. Și am mai băgat și niște carne de pui. Ca să fie trei mode de... Să fie trei într-unul. Da, trei într-unul. Și am mai băgat și un varză și cu macaroni. Mă, mătușă, să nu cumva faci tu aici ciorbă de lături pentru porci, dar ai băgat toate ingredientele odată. Doamne! Să vedem ce notă ne dă bucătarul. Când vede bucătarul și carne de porc. Și carne de pui. Și carne de pui. Și macaroane și varză. Și masturoc, cum ziceam. Masturoc, cred că e o mâncare bestială de bună asta. Așa cum o văd eu după culoare, cred că e cea mai bună. Nu e voie, mă oprește mâncare. La noi aici e cam o vreme, bate vântul, dar totuși am mai pus și noi niște paravane pe aici, ca să nu, că avem aragazul în aer liber. Și am mai pus așa un paravan aici, o masă, ca să nu ne fie aici, să nu mai ne bată vântul. Mine o să ningă. Ce ne zic lui? Lasă-ne, mă, cu soarea ta, mă, sperii eu. Nu mi-am luat nici patinele de acasă. Schiurile. Se apropie iarna. Apropie? Da. Uite câtă cărniță. Uite, nu cred că nu mai avem nici butelie. S-a terminat butelia. Dar nu să fiarbă mâncarea, că mai o țără, macaronele și gata. Trebuie final mâncare. O să o dau deoparte. N-am făcut așa multă, facem ciorbă mai puțină. Că știți că, deci că nu avem aici unde să o punem la rece. Da. Să facem acum mai mâncării, că e gata. Unde prieteni? E bobină? Bobină, câinele e pe aici. Bobină! Uite, eu m-am apucat deci, să spăl niște oinuțe. Deci, prieteni, să știți că lui Bobine trebuie să-i facem vaccinul. Da.
Spune-și o la Ligian, prieteni, asta dacă n-am mașină de spălat aici. Trebuie să-i luăm niște pastile pentru pureș, pentru astea și o zgardă. I-am luat pedigree mai înainte, dar nu mănâncă pedigree. Nu-i învățat, e învățat cu carne de pui, cu crembuș de pui. Salam cu astea. Cu salam, crembuș. Nici n-a pus gura pe pedigree. I-am luat junior de alea de mici. Da, lasă că mănâncă el când îi vine foame. I-am dat astăzi o țără cărniță. O țără cărniță, o țără și-a mâncat. Am mâncat, am văzut, i-am pus o țără apă. Eu m-am apucat de să termin și oainele alea, să spăl și eu, să mă aranje și da, o țără. Dar te-ai bronzat rău de tot. M-am bronzat, m-am făcut ca o lăiață, exact cum ziceam lui Ion. Lăiete, lăiete, acum să... Nu mai e Ion ca lăietele și sunt eu lăiață. Dar știți că-ți grumesc cu prieteni, așa grumeam noi cu Ion. Grumeam cu el și... Cotarul s-a pus o țără la somn, o să găsească el acum ciorbița gata, o să se bucure de această ciorbiță cu varză și a haimas cum îi place lui. A fost plecat pe la Timișoara, a încărcat niște fiară, niște ele, a muncit săracul de azi dimineață, acum a venit obosit, s-a pus o țără în pat, ce să facă și el. Leuțul a rămas cu mine acasă. Doamne ajută, bătrână e bine, o dus acasă. Știi că a fost internat în spital, mătușa noastră bătrână, dar acum se simte mai bine. Se simte mai bine, o dus acasă, a făcut externare și acum... Externare? Cum să zice? Externare. Externare. Tot externare. 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 Păi știe prietenii că eu nu prea pronunț cuvintele bine și am stricat româna. Așa că, prieteni, mă mulțumim că ați vizionat acest vlog, că ați dat un like, că ați distribuit mai departe, să uitați, vă abonați la canalul meu de YouTube, să apăsați pe clopoțel acolo ca să fiți la curent cu toate vlogurile de zi cu zi. La să nu uitați de like-ul ăla acolo pe doamna cu Donița, dați pe ea acolo. Să vă apăsați pe clopoțel și vă mulțumim că ne urmăriți în fiecare zi. Vă pupăm, vă dorim o săptămână frumoasă să aveți. Pa, pa! Și să aveți sănătate multă, multă! La revedere!